Nu știu cine va găsa apropiat, pentru exerciții de matematică. Așa, la dragilor, pornim la treabă, clasa a șasea. Să vedem, da, vedem cu ce problemă începem. În pătratul ABCD, pe dreapta BD. Deci, în ipoteză, avem A, B, C, D, pătrat, nu? Da. Pătrat. Bun. Pe dreapta BD se iau M și N în exteriorul pătratului. Deci, spune M, cum scrie matematica? M, virgulă N. Da. M, virgulă N. Aparține. Aparține lui BD. Păi BD. BD, dreapta BD. Da? Deci nu spunem segment ca primit, ci pe dreapta BD. În astfel încât BM congruent cu DN. Știi ce? Să încercăm și figura să apară între timp. Deci, desenăm un pătrat. Deci A, B, C, D. Ți-am spus că pe cine? Pe BD. Da. BD e diagonala, nu? Cum ar veni la noi. Deci BD este diagonala pătratului. Pe diagonala pătratului se iau punctele M și N. În exteriorul pătratului. Da. Așa am felul cât? BM congruent cu DN. BM. Deci la B până la M. BM așa. Să fie egal cu DN. Cu DM. Ce scriem asta? Că BM egal cu DM. Am uitat. BM și DM, că să simt ca lungime egale, fără să mai spunem segmente, nu? Da. Atât. Nu trebuie să spunem în paranteze. Că spune segmentul BM congruent cu segmentul DM. Așa, dacă spunem. Deci spunem segmentul acesta, BM cu DM. Da? Se construiește DP perpendiculară pe AN. DP, deci adăugăm DP perpendiculară pe AN. 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 DP pe AN. Am dus-o pe AN. E dus dreapta aia? Da. Nu. Uite, aici, nu aici. Deci, cele două puncte nu determină o dreapta, trebuie să o ducem. Deci, pe DP, îl ducem pe aia și spune autorul că avem DP perpendicular pe aia. Așa. DP perpendicular pe AN. Da. Cum o ducem pe DP perpendicular pe AN? O să punem dreapta linia pe N. Cu ce? Ca să ducem să fie perpendicular, trebuie să folosim unghiul de 90 de grade. Da. Și ducem din D partea asta să rămână pe AN și uite cum fac. Așa am dus-o pe DP din D, deci. Și P, cred că unifică piciorul perpendicular. Aici este P. Așa bănesc eu. Dau să mă aflăm din ce spune autorul. Uite. Așa am dus ca să fie perpendicular. A. Da? Deci unde să fie 90 de grade? Aici? Unde a picat? P. Da. Pe dân, ca și ai spus. De P. Perpendicular pe aia. Și cu P aparține lui AN. P aparține lui AN, deci am zis bine. Da. Și BR perpendicular pe AM. BR perpendicular pe AM. AM. Am dus-o pe AM? Nu. Nu, trebuie să o ducem pe AM. Deci ducem pe AM. Da. Și
Și B, R, perpendiculară pe A, M. Cum procedezi ca să duc din B, perpendiculară pe A, M? Păi... o spun unghiul de 90 de grade. Așa. Deci o, o parte a laturii unghiului de 90 de grade stă pe A, N. Și mă mișc pe A, N. Uite, pe A, M, pardon. Mă mișc pe A, M, până când se întâmplă ca cealaltă latură să fie în punctul B. Da? Și să am posibilitatea să duc de aici. Și iată că am dus acum perpendiculara din B, R. B, R, R este, cred că pe amă, spune autorul. Așa. Deci aici e 90 de grade. Bun. Ce mai spune? Să scriu și asta, că B, R, perpendicular pe A, B, R, perpendiculară pe A, M, A, M. Bun. Cu, a, da, să se demonstreze. A, triunghiul A, M, N, este isoscel. Deocamdată asta a fost toată ipoteza. Da. În concluzie, trebuie să arătăm. A, că... A, mic. Triunghiul A, M, N este isoscel. A, M, N, isoscel. B. Că... A, M, N, isoscel. Bine, domnul profesor, trebuie să-mi spuneți că n-am fost la școală și mă citesc aici la B. Distanța de la... de la D la A, N, egal cu distanța de la B la M. A. Distanța, da? Distanța de la, o dată? Distanța de la D la A, N. Bine, da? Distanța da. De la... A, de la D la A, N. De la D la A, N. Este egală cu distanța de la E la A, C. De la? De la... B la A, M. De la B la A, M. Ai putea să-mi traduci altcumva chestia asta? Distanța de la D la A la A, M. Cine este distanța de la D la A la dreapta A, M? Deci dacă eu am așa o dreaptă și distanța de la un punct la dreapta asta se măsoară cu cine? Drumul cel mai scurt. Cu perpendiculara adusă. A, păi egal cu PD. Asta era. Cu PD. În loc să spun distanța de la D la A, N. Adică PD egal cu asta PD. Avem, asta avem. PD egală cu cambărime cu RB. RB. Asta trebuie să arătăm. PB egal cu RB. Sau că segmentele cele sunt congruente. Da. Aceeași poveste. Astea două puncte? Da. Hai să începem să rupem problema de acum. Deci, ce spune? Le luăm din nou, citim problema. Să dă? În pătratul ABCD, pe dreapta... Stop, stop, pătrat. Ce știi tu despre pătrat? Ce spui, poți spune în legătură cu un pătrat? Nu degeaba cu pătrat. Trebuie să știm niște lucruri. Păi pătratul are... patru laturi egale. Da, toate laturile egale, de acord. Și are patru unghiuri de 90 de grade. Corect. Și diagonala asta, B, D. Ce fel de triunghi este? A, B, D. A, B, D. Ce fel de triunghi este? Isoscel. Isoscel, care are două laturi egale, da? Și fiind isoscel, cum sunt unghiurile de la bază într-un triunghi isoscel? Unghiurile de bază sunt de mai mici de 90 de grade. Sunt, fără discuții că sunt mai mici de 90 de grade, dar vreau să spun cum sunt ele, cam unghiul ăsta este egal cu ăsta. Sunt congruente. Sunt congruente, foarte. Când ai, zis, când ai deschis gura și ai zis unghi isoscel, două laturi egale și unghiurile de la bază sunt egale. Deci aceste două informații sunt fie foarte clare. Bun. Și acum vine vorba, unghiul ăsta, dacă e egal cu ăsta, cam câte grade ar avea cele două unghiuri? După părerea ta. Știind că într-un pătrat ăsta e de 90 de grade. Oare ăsta de aici cu ăsta de aici, egale fiind? Păi 45 de grade. Neapărat. Deci un unghi B este de 90 de grade și noi împărțim într-un fel,
în două bucăți, ar fi 45 grade. Da, că aici s-a întâmplat să fie împărțit exact în două, din cauza că asta și bisectoare. Dar altfel spus, într-un unghiul ADB, care are unul din 90 de grade. A trebuit să fie 180 de grade. Deci total. Cele două trebuie să fie... Și cele două din 90 împreună, când 90 este ăsta, și atunci rămân de 45. Vezi, eu nu prea m-am dus acum să văd problema. Dar am căutat să desfac foarte mult informația care mi-o s-a dat autorul. A, B, C, D, un pătrat. În pătrat. Ce informații știu? Toate laturile sunt egale, unghiurile 90 de grade, diagonala asta în parte, unghiul în două părți, da? 45, lucrurile acestea toate importante. Nu știu eu dacă am să am nevoie de ele. Mergem mai departe. Pe dreapta BD se iau punctele M și N în exteriorul pătratului. Da. Astfel încât segmentul BM este congruent cu segmentul DN. Eu te-am spus și eu. BM să fie cât DN. Da? Am marcat acest lucru. BM cu DN. Se construiesc DP perpendiculară pe AN. Deci DP perpendiculară pe AN. Cu P pe AN. Iată. Aduc această perpendiculară. Știu că e de 90 de grade. Și din coace la fel. BR perpendiculară pe AN și DP pe AN. Și R, da. Bun. Să se demonstreze că triunghiul AMN este isoscel și... Bun. Deocamdată. Isoscel. Hai să ne oprim de punct la punctul A. Să arătăm că AMN, triunghiul AMN, este isoscel. A, M și N. Așa, triunghiul ăsta să arătăm că este isoscel. Da? AMN. Ce ar trebui să arate ca să fie isoscel? Aș putea arăta... Un caz de congruență, adică poate să... Nu, dar triunghiul isoscel, ce e important? Păi, am la un triunghiul isoscel știm că două dintre unghiuri sunt egale. Ori arată că două unghiuri la baza acolo sunt egale, ori are două laturi egale. Deci eu am acum clar în minte. Adică putem spune că unghiul N este congruent cu unghiul M. Să ajungem din alte informații și judecăm. Dacă arătăm asta, triunghiul isoscel. Sau să arătăm că AN e cât A, mână. Deci ori arătăm că unghiul ăsta și cu ăsta sunt de aceeași măsură. Adică e vorba de unghiul AN M, adică e vorba de unghiul acesta de aici și cu unghiul din partea acela. Deci AN M și AN N să fie egal. Asta e povestea mea. Sau, dacă nu reușesc asta, atunci trebuie să se duce adăt. Că AM este congruent cu... AM. AM este congruent cu... A? AN. Deci, două sunt variantele. Pentru că triunghiul să fie isoscel, ori arătăm că AM e cât AN, ori că unghiurile acestea sunt de aceeași măsură. Acum, gata, pornim la treabă și ne întrebăm. Nu degeaba mi-a dat el că BM e cât DN. Nu degeaba. Deci autor când dă informația asta, eu trebuie să o folosesc. Nu degeaba mi-a zis că DP e perpendiculară pe AN. Pe AN. Și nu degeaba și RB este pe AN. Nu degeaba mi-a spus că e pătrat? Nu degeaba autorul spune că se dă pătratul A, B, C, D. Acolo putem să spunem că are 90 de grade. Cine acolo? Unghiul A. A, N, A, M. Unghiul N, A, M. Nu-i numai 90 de grade. 90 de grade numai pătrat. Dar mai sunt bucățele pe lângă el. Deci, hai să ne organizăm. Cu toate ipoteza care ne-a dat autorul, noi trebuie să facem ambele puncte.
Dar deocamdată să folosim că avem pătrat. Și hai să ne canalizăm pe ideea că an toată ar fi cât am. Să reușim din altă parte să cam cât am. Acum zicem, an în ce triunghi intră? An în ce triunghi intră? An intră în triunghiul PND. An toată așa. Asta an. În ce triunghiul vezi tu? Păi, văd în an M. În an M, da. Dar acolo tu trebuie să arăți că asta e cât asta. Acum pe an trebuie să o vezi într-un alt triunghi. În care să fie ND folosită, că ND e cât BM. Deci te folosești așa fel acum, stai și te gândești. Noi, nu degeaba mi-o dat mie pe ND cât BM. Dacă aș găsi două triunghiuri în care se intre an, se intre și într-un alt triunghi se intre AM, și cele două triunghiuri se iau la analiză, spre analiză, și să am șanse să arăt că cele două triunghiuri sunt egale. Ce fericit aș spune atunci, că dacă sunt triunghiuri acele congruente, atunci și toate elementele sunt congruente, și inclusiv AN va fi cât AM. De aceea te întreb acum, încă o dată, AN, în ce triunghi o vezi tu, plasându-se? AND. AND, este un triunghi AND, dar e foarte tare că aici intră și AND. Deci îmi place chestia asta. Și cealaltă intră AM, B. Și AM, B. Hai să vedem așa o dată. Deci cele două triunghiuri, AND și AM, B, să le hașurăm pentru că vrem să intrăm cu el la discuții. Să încercăm să le vedem pe cele două triunghiuri. Să luăm la comparat. Poate avem șanse, bazându-ne pe vreunul din cadrul de congruență, să putem spune că triunghiurile sunt congruente și atunci toate elementele sunt congruente și fiind toate elementele congruente și la formele acelea AN și cu AM vor fi congruente. Deci începem demonstrația. Da? Și încep să mă convince. Deci demonstrație. Fie triunghiurile AND. AND, da. AND. Și triunghiul ABM.